Bancheta mediană, fracționabilă asimetric, 60-40, spațiu, așa cum se vede, arhi suficient pentru orice fel de persoană, chiar și mai înaltă. E adevărat că bancheta este în poziția maxim către spate, ambele porțiuni ale banchetei pot culisa, așa cum se observă, cu o distanță destul de importantă, în așa fel încât să se facă loc și pentru cele două scaune din spate pentru pasagerilor. Important că putem alege orice distanță, așa cum se vede. Avem mai multe blocaje. Aproximativ 8 sau 10 poziții de blocare. 3 persoane pot sta fără probleme, super confortabil în spate, este și normal. Avem climatizare automată separată pentru locurile din spate. Avem DVD și posibilități de a ne distra sau asculta muzică individual în spate, ceea ce trebuie să recunoaștem că e ceva deosebit de interesant. E îmbrăcată într-o combinație de piele naturală cu piele artificială, lucru care este evident atunci când te uiți la această textură. Nu există niciun fel de animal cu textura asta la piele. Mai multe inscripții care semnalează faptul că avem posibilitatea de a monta scaune pentru copii cu sistem ISOFIX sau Tether Anchor. Tetiera din mijloc este pliabilă complet, în timp ce acestea de pe lateral sunt practic semi-pliabile complet, dacă vreți. Am mai explicat și o să o fac încă o dată. Foarte multă lume are tendința să se suie pe locurile din spate, să se așeze și să nu își ridice tetiera în poziția corectă. Și atunci constructorii au început să renunțe la acest sistem de tetiere pliabile, oferind tetiere ceva mai mici ca dimensiuni, însă care, indiferent dacă sunt lăsate în poziția inferioară, oferă un minim de securitate pentru cazul unui nefericit accident din spate care poate frânge gâtul pasagerului aflat, să spunem, în poziția asta, neprotejat de tetieră. Așa că nu mă pot plânge de faptul că nu sunt pliabile, mai ales că vizibilitatea în spate este perfectă, chiar și cu tetierele ridicate. O cotieră centrală cu loc pentru două sticle sau doze de băuturi. În cazul în care dorim să transportăm obiecte mai lungi, gen schiuri, putem face manevra folosind această clapetă. În zona superioară o plafonieră de asemenea cu lămpi pentru citit. Mâneri de susținere, cârlige pentru agățat diverse, aeratoare ale sistemului de climatizare. Aici este acel ecran DVD de care vă vorbeam. Și mai avem mânere pentru a facilita urcarea și coborârea din vehicul. Plase sau buzunare, cum vreți să le spunem, pe spătarele scaunelor față. O climatizare automată pentru locurile din spate,
fără reglare pe zone, ar fi fost și culmea, o priză de 12V și 120W putere, un alt loc unde ne putem cupla cu un dispozitiv audio-video portabil, locuri pentru căști, așadar un sistem, mai ales când ai familie și copii, un sistem absolut ok în cazul în care copiii se plictisesc. Sistemul de climatizare are și display, așa cum observați. Moduri. Temperatura scade sau crește cu jumătate de grad. Șapte viteze ale ventilatorului. Și bineînțeles funcția auto. Iată cum arată fața de ușă, spate. Destul de plăcută și rezistentă, asta e primordial la un vehicul de acest gen. Iluminare în zona inferioară, două din difuzoarele sistemului audio JBL, mai exact două din 17. Funcție auto pentru geamul electric. Și restul se vede cu ochiul liber. Zona din stânga volanului cu grup de comenzi pentru reglarea oglinzilor și pliere la buton. Aici acționare spălător faruri, buton de acționare a dezaburirii, de fapt a dezghețării ștergătoarelor de parbriz, încălzire rapidă, în momentul în care apăsăm butonul, motorul stă ceva mai turat pentru a favoriza o încălzire mai rapidă. Aici avem un buton cu reglare plus și minus, dacă vreți, a iluminării ambientale, adică a luminilor din compartimentele de depozitare, a luminilor de la picioare, a luminilor de la deschiderea ușilor, lumini complet diferite de iluminarea bordului. Ceva mai jos vedem clapetele de deschidere a capotei și pentru alimentarea rezervorului de combustibil. O inscripție cu airbag în zona genunchiului. Pedalele. Undeva aici în stânga bordului două butoane, Odo și Trip, precum și un comutator din care reglăm intensitatea luminilor din bord. Blocul de lumini cu funcție auto, acționare faruri de ceață și stopuri de ceață și un aerator al sistemului de climatizare automat. Volanul destul de mare, parcă mi-ar fi plăcut puțin mai mic. Nu mă deranjează, însă așa am avut impresia că mai mic mi-ar fi plăcut mai mult. Îmbrăcat în piele. Ăsta cred că e chiar lemn, nu pare a fi plastic, nu-mi dau seama acum exact. Airbag, claxon, zona stânga de comandă a sistemului audio. Mai jos un buton, foarte rar o să-l vedem pe volane și o spun cu tentă pozitivă dacă vreți. Că rar întâlnești un buton din care să îți numeri camerele de luat vederi. Pe acest vehicul avem 4 camere de luat vederi, una în față, una în spate și două pe laterale sub oglinzile retrovizoare. Și de aici, în momentul în care avem nevoie să vedem imaginile oferite de camere, accesăm acest buton. În partea dreapta a volanului, comenzi pentru telefonul mobil, comenzi vocale, after the beep, say a command.
așa cum se observă. Iar această combinație de două comutatoare servește partea stângă pentru activarea sistemului multiteren și cel din dreapta de aici pentru navigare prin sistemul multiteren, navigare și selectare a opțiunilor din sistemul multiteren. Iar când ești ieșit din sistemul multiteren, deci în modul normal dacă vreți, folosește pentru a naviga prin opțiunile computerului de bord. În spatele volanului găsim maneta de acționare a ștergătoarelor de parbriz și de lunetă, ștergătorului de lunetă, bineînțeles. Iar pe volan, solidar cu volanul, se rotește în același timp cu volanul, este o clapetă din care activăm și folosim practic sistemul cruise control. În dreapta volanului, în zona imediat inferioară, avem o suită de butoane greu de explicat. Mașina are o grămadă de sisteme care parcă se întrec în a se scoate singure în evidență. Aici avem activare-dezactivare SP sau, mă rog, sistem de control al stabilității, care la Toyota se cheamă VSC. Ce vedem aici cu confort și sport? Este vorba de suspensia spate care e pneumatică. Și putem opta pentru aceste posibilități, practic normal, sport și confort. Confort, evident, în momentul în care ne deplasăm într-un teren foarte accidentat, e de preferat să selectăm acest confort. Pe urmă, zona de sus este sistemul care ne permite cumva ridicarea caroseriei în trei poziții, și anume poziția normală de mijloc, poziția high, adică sus, în care față de poziția normală de mers, caroseria se ridică cu 3 cm, și poziția low, în care față de poziția normală de mers, caroseria coboară cu 2 cm, însă poziția low este viabilă, dacă vreți, numai atunci când mașina practic stă pe loc, fiind ajutătoare atunci când încarci ceva foarte greu în spate sau, dacă mi-amintesc eu bine, undeva până la o viteză de 10 km la oră se poate păstra poziția, sper să nu mă înșel. E cumva o facilitate oferită de sistem, altfel poziția de conducere normală, așa cum îi spune și numele, este poziția normal. Și dacă avem nevoie să ridicăm mașina cu 3 cm, o putem ridica folosind funcția high. Observați pe display poziția N indicată. O să selectez poziția low. Mașina coboară în acest moment. Și acum s-a selectat poziția low. Revenim în poziția normal, în care mașina urcă.
Când se oprește din clipit, înseamnă că operațiunea s-a încheiat, iată, și poziția high. Când mașina se ridică cel mai mult, caroseria. Să aruncăm o privire asupra bordului, super tehnologizate și m-a speriat câte butoane poate să aibă. Chiar am făcut o glumă la un moment dat și am zis că numele de Land Cruiser 150 vine de la numărul de butoane. N-aș vrea să le număr, că tare mie că ieșim în zona de 150. Sigur, din fericire, fiecare buton chiar face câte ceva. Mașina este foarte, foarte sofisticată, sistemele de tracțiune integrală și de asistare electronică sunt extraordinare. Bordul are o formă interesantă, trebuie să recunosc că îmi place. E masiv, parcă e un robot așa când te uiți la el, cel puțin consola centrală. Ceasurile de bord folosesc tehnologia Optitron, adică sunt luminate tot timpul. Avem un sistem integrat, navigație, radio, FM, AM, CD, DVD, hard disk, Bluetooth, auxiliar, USB, puncte, puncte. Foarte sofisticat, este o... Cred că un film întreg îl putem face dacă insistăm doar cu sistemul acesta. Climatizare cu două zone automată, zonă de comandă a sistemului audio, diferită cumva de comenzile din jurul display-ului, zonă de comandă a sistemului de tracțiune integrală, o să o prezint în detaliu pentru că e deosebit de sofisticată, transmisia automată cu 5 rapoarte și mod S, care nici nu știu dacă să-i spun, el, S-ul în general la o cutie de viteză automată vine de la sport. Însă aici vorbim de o mașină care nu numai că nu este sportivă, ci dimpotrivă este, așa cum îi spune și numele, un cruiser pe orice teren. Sub acest capac avem două suporturi de doze sau sticle de 0,5. Într-unul din locuri poate intra fără probleme și scrumiera. Pozițiile în care este cutia de viteză sunt și luminate. Frână de mână mecanică, foarte corect amplasată. Apoi o zonă de comanda scaunelor încălzite, deci practic avem funcție de încălzire în scaune, priză de 12V și 120W putere, jack auxiliar de 3,5 și mufă USB, un mic spațiu de depozitare.